Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Știu, n-am mai postat de mult, de o săptămână jumate, cred, sau o săptămână, n-am mai postat de mult timp cu păsările mele, am postat doar vloguri cu alte păsări, făcute cu mine, poze, colaje. Nu prea am avut timp, s-au întâmplat multe de când n-am mai postat. Ia să vă arăt ceva, dați-o prind. Ia uitați frunșica. Ia uitați moțata. Ia uitați cât de frumos s-a făcut. Ce coc mare are, imens. E superbă. Uitați ce repede fuge. S-au întâmplat multe. Uitați, am făcut ceva pentru pui. Mai exact aici, provizoriu. Uite aici, țin pui noaptea pentru că dihorul încă le face capătul. Ia uitați, văd că a murit și un pui. Ia uitați-l. Ia uitați. Îmi pare rău, este un pui de cochinchina. Ia uitați, săracul. Trebuie să-l iau imediat, o să-l arunc eu. Ia uitați. Este provizoriu până fac altceva, până ce să vin eu în vacanță, până în august o să mă duc în vacanță și când o să vină să fac altceva. Ia uitați-le. Au crescut, sunt superbe. Rățoii de... au început să calce aceștia de anul ăsta. Sper ca rațele să înceapă și să ouă. Pentru că ar fi vremea, ar fi timpul. Ia uitați și rațele leșești. Să mergem și puțin și până la găini. Ia uitați și... scuzați puțin. Ia uitați și găinile. Ia uitați. Ia uitați cocoșelul de cochinchina uriaș, bobat. Stați puțin. Ca să-l arăt mai bine puțin. Pentru că nu prea stă. Ia uitați el. Nu prea focusează, pentru că e cam la umbră. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Nu prea vrea să se ridice. Ia uitați și găinușa de cochinchina. Aceasta cam vrea să cadă cloșcă. Și sper să cadă. Este cea mai... este cea mai cu minte găină a mea. Puicuții, cocoșeii din april de pitică de la cloșcă au început deja să cânte. Mi-au dat puțin planurile peste cap pentru că ce credeam eu că sunt, credeam că sunt puicuțe, de fapt sunt cocoșei. Ia uite aici, e superbă și ea. Deci, celelalte... n-am mai postat de mult timp, știu. Ia uitați și bibilicile și caprele, uitați puțin. Le-am adus mâncare pentru că au fost date drumul, dar le-am adus și mâncare. Ia uitați bibilicile. Pui. Am mutat pui aici pentru că ies afară și se duc în grădini, au mâncat aproape jumate din roșiile făcute. Le-au mâncat ei pentru că le ciuguleau. Ceau în grădină și le mâncau. Au murit destul de mulți. Au murit în jur de, cred că 20 plus. Au murit. Un câine mi-a făcut capăt la 7 pui, numai de rasă. Mi-a făcut la moțați, cei pitici, superbi, bărboși. Le-a făcut capăt. Ia uitați aici, nu prea mai țin bibilicile aici, le las libere acolo. Hai să vedem dacă, ia uitați și pe brebenica. Să mergem și la, să punem stop, să mergem și la celelalte. Ia uitați, acesta alb cântă deja, am crezut că e puicuță, dar e cocoșel. Cântă. Aceea maro e sigur puicuță. Ia uitați cloșca cu cei 4 pui care au mai rămas.
Ia uitați și ceilalți pui mari. Ia uitați, ia uitați. Se duc prin vie. Uitați cât, ce culori superbe au. Să vă mai arăt. Am scos ceapa, am lăsat doar cele cu sămânță, le-am lăsat. Ia uitați și... Uitați cât... Stați puțin să... Ia uitați cât de multe mure sunt. Extrem de multe și acolo și... Și ce să vă mai arăt? Ia uitați, hai să mergem puțin să vă arăt rața cu cei doi boboci care au mai rămas, pentru că cățelul le-a făcut capăt și lor. Îmi pare rău. După ei au mai rămas un rățoi și o rățușcă. Ia uitați. Nu prea stau că le este frică. Ia uitați aici. Gata. Rațele, nu mai am cam... Nu mai știu ce să vă arăt, o să mai fac clipuri, pentru că ar trebui să mai fac. Și să nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Și ne revedem data viitoare. La revedere!